Bună ziua, bine v-am găsit la conferința noastră de presă, organizată de Inițiativa Civică Cetățeni pentru Europa. Vă mulțumim reprezentanților mass media că ați dat curs invitației noastre. Astăzi dorim să vorbim un pic despre ceea ce am făcut și facem la Cetățeni pentru Europa, dar și să adresăm unele dintre cele mai răspândite falsuri care circulă astăzi în spațiul informațional al Republicii Moldova. După cum știți, Inițiativa Cetățeni pentru Europa este una civică, non-politică. Ceea ce ne-am propus să facem este să susținem dreptul cetățenilor Republicii Moldova de a face o alegere informată la referendumul din 20 octombrie. Nu facem agitație electorală, doar răspundem la întrebările cetățenilor și încercăm să producem și să răspândim cât mai multe informații corectă, unde combatem falsurile pe care le observăm, le depistăm pe rețele sociale, în discuțiile cu cetățeni. Un pic despre ce am făcut în lunile precedente. Împreună cu activiștii noștri, cu voluntarii, am început să mergem prin localitățile Republicii Moldova. Unde mergem de la ușă la ușă, de la poartă la poartă, vorbim cu cetățenii, le explicăm care este esența referendumului din data de 20 octombrie, care va fi procedura de vot. Într-adevăr, observăm că oamenii au foarte multe întrebări, nedumeriri, dar ce este cel mai problematic și în principiu ne-am așteptat la asta, foarte multe sperietori, falsuri, minciuni, exagerări, circulă și, din păcate, multă lume crede în ele legate de procesul de integrare europeană a Republicii Moldova, dar și de, propriu-zis, referendumul care va avea loc pe 20 octombrie. Așa cum suntem o inițiativă menită să combată falsurile, ne vedem nevoiți să combatem și anumite falsuri care ne vizează pe noi. Ne-am așteptat la astfel de denigrări și atacuri. Am și vorbit despre asta la conferința de presă precedentă, că ne așteptăm să auzim tot felul de lucruri nemaibănuite despre noi, despre ceea ce facem noi ca inițiativă. Nu s-au lăsat așteptate, vedem tot felul de atacuri din partea, apropo, atât a unor politicieni care se declară deschis împotriva integrării europeană, cât și din partea celor care pretind că ar susține, de fapt, parcursul de aderare europeană a Republicii Moldova. De asta suntem cumva nevoiți să venim cu niște precizări. Prima și cea mai importantă, zvonul precum că Cetățeni pentru Europa va deveni un partid politic, este un fals ordinar. Acest lucru nu se va întâmpla și nu poate să se întâmple din multiple motive. În primul rând, noi nu ne dorim asta, într-al doilea rând, ar însemna o discreditare a însăși ideii de voluntariat și de implicare civică. De altă parte, inițiativii noastre se alătură voluntari care, unii dintre ei, fac parte din partide politice și, apropo, din diferite partide politice. Noi nu discriminăm. Singurul lucru care nu îl acceptăm este să avem alături de noi lideri de partide, politicieni, cumva de rang mai înalt. Revenim la subiectul propriu-zis a conferinței de astăzi. Astăzi vrem să vorbim despre câteva subiecte sau mituri care sunt intens răspândite și le vedeți pe TikTok, în tot felul de discuții la scara blocului sau la piață sau pe Facebook sau pe YouTube sau în discursurile unor politicieni și așa zis formatori de opinie. Deci sunt trei teme mari pe care le vom adresa astăzi. Prima ține de sperietoarea că Moldova și-ar pierde suveranitatea sau că dacă intrăm în Uniunea Europeană am fi conduși de străini. A doua este că acest referendum și aderarea la Uniunea Europeană ar avea vreo treabă cu militarizarea sau pierderea neutralității țării. Și al treilea subiect este că aderarea la UE ar aduce careva prejudicii pentru drepturile minorităților etnice, sau că întregul acest proces ar fi unul îndreptat împotriva Federației Ruse. Și o să explicăm care sunt realitățile și sperăm foarte mult ca asta să fie și de interesul presei să dea asta la știri, ca oamenii să înțeleagă că sunt
bombardați cu falsuri, cu niște minciuni, cu niște exagerări zi de zi, și că aceasta nu este accidental, dar este o campanie bine regizată, puternic finanțată cu bani murdari care vin din afara țării. Bun, în cele ce urmează o să-i ofer cuvântul colegului meu și de la Cetățeni pentru Europa, dar și de la comunitatea Voșdoc, Andrei Curăraru, să ne vorbească pe primul subiect. Bună ziua și mulțumesc presii care a luat curs invitației noastre. Noi avem nevoie de amplificarea vocilor pro-europene pentru că altfel cădem cumva în capcana acestor falsuri despre care vorbea și colegul meu Valeriu. Astăzi o să vorbesc despre suveranitatea. Cea mai simplă definiție a suveranității ar fi că este puterea supremă asupra unui teritoriu și asupra unui popor. Este foarte dur spus, dar ce fel de suveranitate pierdem noi dacă 12% din teritoriul Republicii Moldova este ocupat de Federația Rusă? Iar când vorbim despre integrare europeană, într-adevăr, trebuie să adoptăm vreo 4.000 de legi care vor fi în contextul integrării europene. Dar noi am început acest proces încă din 2014 și niciun cetățean al Republicii Moldova nu a simțit că mai puține decizii se iau în favoarea sa sau că aceste decizii ar fi cumva împotriva interesului național. Mai mult decât atât, odată integrați în Uniunea Europeană, noi am fi reprezentați la toate nivelele, inclusiv în Parlamentul European. Estimăm până la 90 deputați din Republica Moldova ar merge în Parlamentul European. În Consiliul de Ministri noi am avea și drept de veto la cele mai importante decizii care se iau în Consiliul de Ministri. Republica Moldova ar putea să pună acest drept de veto, de exemplu cum a făcut Polonia în 2020 în legătură cu drepturile fermierilor, când se adopta o legislație legată de schimbările climatice. Un alt aspect foarte interesant, de exemplu, ieri domnul Starăș, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, spunea că noi riscăm să ne pierdem suveranitatea și independența. Vreau să-l anunț pe domnul Starăș că dacă va mai fi deputat atunci când vom intra în Uniunea Europeană, el va avea două proceduri foarte interesante legate de reacția imediată a Parlamentului Național la deciziile Uniunii Europene. Ele sunt ca în fotbal, cartonașul galben și cartonașul oranj. Cartonașul galben spune că o decizie trebuie luată la nivelul Parlamentului Național și nu la nivelul Parlamentului European. Este principiul subsidiarității. Ea se ia prin o majoritate de două treimi dintre parlamentari. Iar cartonașul oranj, atunci când se încalcă interesul țării, se ia în general cu majoritate simplă. Mai mult, de fiecare dată când se ia o decizie importantă în Uniunea Europeană, de obicei se merge pe principiul unanimității, adică toate statele trebuie să găsească un limbaj comun, un numitor comun. Fără asta, Uniunea Europeană n-ar fi existat și nu s-ar fi extins până la 27 de state și sperăm că la un moment dat și Republica Moldova va fi parte din Uniunea Europeană. Așa că, la final, vreau să spun telespectatorilor că noi vom avea mai multe suveranitate și mai multe decizii, vom fi la mese mai importante de luat deciziile decât suntem acum. Vă mulțumesc! Mulțumesc frumos, Andrei! Deci, într-adevăr, această sperietoare cu pierderea suveranității nu are niciun fel de temei. Mai mult ca atât, Republica Moldova, în cadrul Uniunii Europene, va deveni parte a unei puteri globale, da? Și va sta la masa de luare a deciziilor. Deci, interesele Republicii Moldova în afara Uniunii Europene vor fi reprezentate de întreaga Uniunii Europeană. Da? Este important la astfel de lucruri să ne gândim și ne dăm seama despre creșterea puterii politice în plan internațional la țări. Bun. În cele ce urmează, aș vrea să discutăm un pic despre una din temele mele sperietorile preferate care circulă pe internet, dar în special în gura unor politicieni, legată de neutralitate și pretinsa asociere a aderării Republicii Moldova la UE cu aderarea la NATO. Ei spun că dacă intrăm în Uniunea Europeană, asta de fapt înseamnă să intrăm în NATO. Deci, politicienii care spun asta, pur și simplu, nu își respectă absolut publicul. Oricine poate să intre pe internet, să facă o căutare și să vadă ce înseamnă NATO, ce înseamnă Uniunea Europeană. Sunt două organizații absolut distincte, separate. N-au nicio legătură. Da, au multe țări membre în comun. Însă, NATO este o alianță defensivă militară, iar Uniunea Europeană este un construct, o coaliție de țări
economic și politic. Uniunea Europeană nici măcar nu are propria armată. Uniunea Europeană, în criteriile sale de aderare, nu are obligativitatea pentru țările care aderă să intre într-o alianță militară sau altă. Mai mult ca atât, în cadrul Uniunii Europene, astăzi, există state care nu sunt membre NATO. Mai mult ca atât, ele nu doar că nu sunt membre NATO, ele au statutul de neutralitate prescris în Constituția lor exact așa cum l-are Republica Moldova. De exemplu, Austria, Malta, Cipru, Irlanda. Acestea sunt patru țări care sunt exact în aceeași poziție cu Republica Moldova în planul neutralității constituționale. Și bine mersi, sunt membri a Uniunii Europene, unele dintre aceste țări de foarte, foarte mulți ani. Ceea ce nu înseamnă că aceste țări, ca și orice țară neutră, nu poate să aibă cooperare. Atât la nivel bilateral sau în formate multilaterale, cum ar fi cu Alianța NATO. Și asta nu are nicio legătură cu aderarea la Uniunea Europeană. Mai e circulă sperietoare că dacă intrăm în Europeană, asta o să ne atragă în război. Eu vreau să întreb pe ăștia care zic, dar spuneți până la urmă, ce aveți în vedere prin război? Și ei nu zic. Da? Aluziile fiind probabil că Federația Rusă ar putea ataca Republica Moldova. Nu, n-ar putea. De ce? Pentru că între noi este Ucraina care se apără pe ea și ne apără pe noi. Pentru că dacă între noi nu ar fi fost Ucraina, există probabilitatea foarte ridicată, da, ca Federația Rusă să ne fi atacat pe cale militară, cu motiv sau fără. Oricum ei nu au motiv, ei le inventează. Niște falsuri anunță, așa cum au invadat Ucraina. Și trebuie să fim conștienți de aceste lucruri, nu au nicio legătură. Da? De la faptul că Republica Moldova va intra în Uniunea Europeană, pericolul militar nici nu o să apropie, nici nu o să îndepărteze. Iată, asta este realitatea, că acestea sunt lucruri absolut separate. Dincolo de faptul că însăși proiectul Uniunii Europene, conceptual a fost gândit și creat ca un proiect de pace între state, pornind de la necesitatea de a găsi soluții ca acele state, în primul rând Franța și Germania, care secole la rând au intrat în conflicte, să nu mai aibă aceste motive. Și prin cooperare economică, prin investiții reciproce, prin creșterea dependenței, mobilității, conexiunilor între oameni, între mediul de afaceri, între clasele politice, s-a creat această pace care durează. Nu există niciun fel de conflicte rezolvate pe cale militară. Există neînțelegeri între state, inclusiv între statele membre UE. Dar ele toate se rezolvă pe cale pașnică. Deci, Uniunea Europeană poate este un mecanism un pic greoi, dar totuși funcțional, care asigură pacea pe continentul european și pe lângă pace a adus și foarte multă prosperitate. Legat de pierderea neutralității în cadrul referendumului. Deci există articolul 11 din Constituție care stabilește că Republica Moldova este un stat cu neutralitate permanentă. Politicienii care cer, cum zic ei, întărirea statutului de neutralitate, eu nu înțeleg care e logica. Deci asta e ca și cum ai afirmat că ceva e alb, dar hai să-l facem mai alb. Nu există mai alb, ori e alb, ori nu e alb. Da? Deci dacă este statutul de neutralitate prescris acolo, nu poți să-l mai prescrii mai mult. Mai mult ca atât. Trebuie să înțelegem că pentru renunțarea la neutralitate eventual, există o procedură specială prescrisă în articolul 142 din Constituție, care stabilește că schimbarea statutului de neutralitate se poate face doar prin referendum special, la care pentru renunțarea la neutralitate ar trebui să voteze peste jumătate din cetățenii cu drept de vot. Adică un fel de super referendum, cu întrebare distinctă scrisă în buletinul de vot. Dacă citiți ce scrie în buletinul de vot pentru referendumul din 20 octombrie, acolo nu este absolut nimic despre neutralitate și nici nu ar putea fi. Bun. Astea fiind spus, o să trecem la al treilea subiect și o invit pe colega noastră Vida Nedova să vorbească despre alte sperietori, anume că aderarea la Uniunea Europeană fie un proiect rusofob sau că ar avea cumva de suferit drepturile minorităților etnice. Amelia a făcut mai multe documentări la acest subiect pe care le-am și publicat, dar vedem că nu renunță la această sperietoare și totul rostogolesc și în special în zonele de locuire compacte a reprezentanților minorităților naționale din Moldova. Vida?
совсем не удивительно, что вот эти нарративы про национальные или языковые меньшинства живут и дальше, потому что если говорить о темах, которые затронули мои коллеги, можно включить критическое мышление, залезть в интернет, открыть какие-то документы и сделать правильные выводы. Что касается нарративов о том, что членство в ЕС приведет к дискриминации русскоязычных или в целом меньшинств. То, что вступление в ЕС – это автоматически ухудшение отношений с Россией. То, что Евросоюз в целом – это русофобский союз. Это все, оно обращается к чувствам и эмоциям человека. Люди не стараются в этот момент вникнуть в суть, потому что затрагивается их глубинный интерес, страх того, что их будут притеснять. К сожалению, наш народ, жители Молдовы, очень долгие года сталкивались с тем, что их права ущемлялись, и, конечно, они не хотят этого повторения. Я русскоязычный гражданин Молдовы, по национальности болгарка, и буду вам рассказывать об аргументах, почему вступление в Евросоюз не приведет к дискриминации, в том числе таких граждан, как я. Начнем с того, что создание госструктур, которые должны заниматься защитой национальных меньшинств, этнических, языковых, это общий критерий для вступления в Евросоюз для любой страны кандидата. То есть в процессе переговоров Евросоюз периодически проверяет государства на соответствие так называемым копенгагенским критериям. Речь идет о гарантиях того, что представители меньшинств не будут подвергаться маргинализации и исключению из общества. И если вы не знали, официальный девиз Евросоюза звучит так. Это единство в многообразии. Это не просто красивые слова, тому есть причины. Более 60 миллионов человек, граждан Евросоюза, заявляют о том, что они относят к себя или к этническим, или к языковым меньшинствам. Вы представьте себе, это все население Молдовы, умноженное в 20 раз. И защита этих людей – это один из главных, действительно главных приоритетов Евросоюза. Если взять документ, договор об Европейском Союзе, это базовый документ, фактически основа всего законодательства, там во второй статье, если ее пересказать простыми словами, указано то, что каждая страна, которая вступает в Евросоюз, она автоматически обещает присоединиться к общим ценностям. И это не только ценности, связанные с демократией или свободой слова, но речь идет также о равенстве, недискриминации, солидарности, терпимости и демократии. Даже есть отдельная фраза о том, что нужно обязательно соблюдать права лиц, принадлежащих к меньшинствам. И если посмотреть на практику, на разные страны, то можно увидеть, что законодательство, оно есть и в жизни. Вот сколько бы российская пропаганда или некоторые политики не говорили о том, что в странах Балтии страшно ущемляются права русскоязычных граждан, реальность далека от этих новостных заголовков. Потому что, во-первых, в Эстонии до сих пор работает телеканал ЕТВ+, он вещает на русском языке, даже получает дотации из государственного бюджета. В Эстонии до сих пор есть образование на русском языке до 9 класса, хотя новости говорят о том, что этого нет. Или, например, в Румынии. Около 7% граждан Румынии говорят, что их родной язык венгерский. Их дети могут ходить в школы с венгерским языком обучения. И не только с венгерским. В нашей соседней Румынии, чтобы далеко не ходить, есть 64 школы либо с украинским языком обучения, либо с возможностью изучать украинский язык в школах. Разве это не интересует людей, которые хотят знать, будут ущемляться или все-таки защищаться их права? И никто никого не защищает, ведь в Евросоюзе общее законодательство в отношении меньшинств, культуры или языка, оно вторично по отношению к законодательству частному, конкретной страны. Еще два примера. Например, в одной из провинций Нидерландов, которая называется Фрисландия, там число населения сравнимо с Кишиневым, фрисский язык, маленький фрисский язык, о котором мало кто слышал, он считается официальным языком в этой провинции. То есть в школе дети изучают два языка, и нидерландский, и фрисский. В Италии, Южный Тироль, это недалеко от Германии, там немецкий язык в границах этого региона тоже официальный. И вообще в Евросоюзе 24 официальных языка. Если любой гражданин напишет обращение по любому вопросу в любой государственный орган Евросоюза, он получит ответ именно на том языке, на котором он обратился. И все. А в целом в Евросоюзе 225 языков используются. Это единство в многообразии фактов на практике.
И по поводу того, что якобы ухудшение отношений с Россией нам грозит, если мы вступим в Евросоюз, это тоже фейк. Потому что я напомню, что еще в 2001 году сам Путин говорил о возможном вступлении России в Евросоюз. И у Евросоюза и России были хорошие и политические, и экономические отношения. Только после того, как Путин вторгся в Украину, только после этого отношения стали ухудшаться. Хотя даже сейчас, несмотря на войну, экономические отношения продолжаются. И что касается нашей страны, плохие отношения Молдовы и России зависят не от Молдовы, а от России. Это не мы вводили эмбарго. Это не мы применяли газовый шантаж. Это не наша армия находится на территории второго государства. Это все сделала Россия, это все сделал Путин. И наши отношения могут улучшиться в случае, если будет политическая воля и желание улучшить отношения с нами. И Евросоюз этому совсем не мешает. Спасибо. 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 Астя, ты спустя, ворог, у вас, да, казать, întrebări. Да, întrebări. Мы рог. Viteza cu care sunt distribuite aceste falsuri, viteza cu care lucrează propaganda. Astăzi cumva ați combătut câteva doar dintre aceste falsuri care sunt propagate la greu, mai ales pe rețelele de socializare și dacă intri acolo, te îngrozești câte falsuri vezi. Și întrebarea este cum reușim să contracarăm aceste acțiuni, mai ales la viteza asta imensă cu care ele sunt distribuite. Adică am văzut că de mai multe ori faceți tot felul de ieșiri în care încercați să dezmințiți anumite lucruri. Dar pare prea puțin, având în vedere... Da, este în mod obiectiv desperat. Amploarea pe care a prins-o în Republica Moldova acest fenomen de dezinformare, de influențare și manipulare a opiniei publice. Intri pe TikTok, te îngrozești. YouTube-ul, din păcate, este și el plin cu tot felul de falsuri. Vedem zeci, dacă nu sute de mii de euro doar pe o rețea de socializare, cum este Facebook, cheltuite de oligarhii fugari, să promoveze tot felul de manipulări sau falsuri vădite. Vedem cum cheltuie bani pentru tot felul de politicieni care îi aruncă în competițiile electorale doar cu singur scop să repete, să intoxice opinia publică. Dar și vedeți, pur și simplu cum vorbesc uneori, pot să faci un cor dintr-înși, da, ei, diferiți politicieni, ce este amuzant că unii pretind că sunt pro-europeni, unii pro-ruși, vorbesc în aceleași frază, cu aceleași pseudo-argumente. Însă, cu toate acestea, și înțelegem că se pompează bani inimaginabili. Republica Moldova n-a mai văzut așa imixtiuni în alegeri cum este anul ăsta. Deci evenimente care costă milioane de euro, zeci de mii de oameni care sunt mituiți lunar, pur și simplu le transferă bani. Vedem poliția, Serviciul de Informare și Securitate prinde genți cu bani, sute de oameni cu niște sume exorbitante. Cu toate astea, dacă e să privim în sondajele de opinie publică, o majoritate, lasă să nu fie covârșitoare, dar totuși o majoritate de oameni, nu cred bună parte din aceste falsuri. Mulți le cred. Într-o societate consolidată, democratică, bine educată, nimeni nu trebuie să creadă în astfel de prostii. Dar totuși situația nu este atât de disperată. Asta e contează. Și putem contribui. Noi, cu inițiativa noastră Cetățeni pentru Europa, facem cât de mult reușim. Vrem mai mult. Nu suntem satisfăcuți de ce am reușit până acum. Mergem și vorbim cu oamenii pe viu. Și asta are impact mai mare decât TikTok-ul. Facem produse informative, explicative, le răspândim și pe ele pe rețele sociale, încercăm să le facem cât mai convingătoare. Facem iată astfel de conferințe. Foarte mult contează ajutorul mass media responsabil, care nu are doar rolul de a informa zi de zi cetățenii despre ceea ce se întâmplă, dar și să-i educe ceea ce numim noi reziliență, sau mai bine spus imunitate, da, mai simplu spus, la astfel de dezinformări.
în știri. Efectiv, ce puteți face simplu, iată, dacă doriți, nu vă dăm lecții, dar dacă doriți să ajutați, luați câte un fals de asta și faceți odată pe zi câte o știre unde explicați oameni buni, iată, circulă așa fals, iată de ce asta este fals. Pentru că dacă nu ajungem la oameni cu informația adevărată la aceste subiecte, ei mult mai ușor o să cadă pradă acestor falsuri. Dacă ei despre neutralitate aud numai de la politicienii și tiktokerii plătiți cu bani murdari veniți de la Ilan Jor, ei o să aibă tendința să creadă în asta. Trebuie să muncim non-stop să ne educăm societatea. Suntem sub o ținta unei ofensive în război informațional, cum eu nu cred că a văzut vreo țară vreodată în lume. Pentru că banii sunt atât de mari. Sunt mii și mii de TikTokeri, Telegram canale. Noi deja obosim să le pur și simplu să le documentăm. A mai apărut un Telegram canal, a mai apărut un Telegram canal. Și acolo toată ziua cineva stă, scrie. Obosim să raportăm încălcarea normelor de utilizare a publicității pe Facebook. Mă tem să mă gândesc câți bani se cheltuie pentru publicitate pe YouTube. Nu poți în țara asta să pornești un dispozitiv YouTube, pornești televizorul, pornești telefonul, pornești calculatorul, de acolo îți apare guru al economiei specifice, Vladislav Platon, cu reclama lui. Dacă ar avea fierul de călcat YouTube, și acolo ar fi Vladislav Platon cu reclama lui. Dar cu toate astea vedem că lumea nu se lasă atât de mult influențată, cel puțin în planul comportamentului politic. Ceea ce nu trebuie să ne relaxeze, trebuie să muncim mult, să depunem mai mult și mai mult efort, societatea civilă, mass media, autoritățile statului, fiecare cetățean în parte. Noi ce facem la Cetățeni pentru Europa, încercăm să dăm o platformă cetățenilor activi care vor să contribuie cât uși de puțin. Și o puteți face simplu. Puteți să veniți la noi să vă dăm un banner, să-l puneți la balcon, să vă dăm niște stickere, să vă le puneți pe mașină. Puteți să mergeți cu noi, să mergem prin satele Republicii Moldova, să vorbim cu oamenii de la poartă la poartă. Puteți să mergeți cu noi la întâlnirile pe care am început să le organizăm în satele și orașele din Republica Moldova în fiecare seară, unde mergem cu experți, cu formatori de opinii, cu personalități notorii și vorbim cu oamenii. Și atenție foarte mare, nu facem agitație electorală. Nu vom spune niciodată cetățenilor cum să voteze. Este important să-i lăsăm să-și facă singuri opinii. Și noi nici nu avem dreptul. Nu suntem un partid politic ca să ne înregistrăm în campanie electorală, să facem agitații. Noi le răspundem la întrebări și adresăm aceste falsuri pe care le-am tot cules și sunt într-adevăr mii. Noi vorbim despre unele dintre cele mai vehiculate. Dacă am stat să le enumerăm și să răspundem la tot ce apare, trebuie să vină toată presa din Moldova, să stăm non-stop și să avem aceste conferințe de presă 24 de ore, da, sau la ora 8 dimineața până la ora 7 seara, la fiecare oră, câte o conferință nouă cu un subiect nou. Pentru că ăștia le produc aceste falsuri pe bandă rulantă. Noi am acumulat suficientă expertiză să pretindem că înțelegem un pic cum funcționează mecanismele de opinie publică, de comunicare strategică, și nu facem lucrurile la întâmplare, vorbim despre ceea ce are cel mai mult impact și credem că asta ne va ajuta să schimbăm balanța un pic astfel încât rezultatul acestui referendum să nu fie condiționat de falsuri și de sperietori, de niște lucruri neadevărate, dar totuși marea majoritate a cetățenilor să facă o alegere bazată pe rațiune în interesul propriu și în interesul țării. Atât. Atât. Vă mulțumim foarte mult că ați dat curs invitații. Noi o să mai facem astfel de conferințe periodic pe diferite teme stringente și sperăm foarte mult să ne bucurăm în continuare de atenția voastră. Presa este cea care contează, cred că cel mai mult în această perioadă. Mersi!